Salutare, vulpițelor și hudinașilor! Și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft din sânul familiei noastre, în care continuăm căsuța noastră din viața reală de în Minecraft. O să fie nebunie, așa că vreau să văd acolo toată susținerea din lume. Rupeți de culețul dacă nu l-ați dropt un follow pe Instagram, putini.insta și foxy.insta. Hai să-i dăm bice să vedem ce urmează să facem astăzi. O să facem așa și un preview, ca să zicem, la ce am făcut uh, episodul trecut, dacă nu ați urmărit episodul. Și anume, sunt aici oricum alături de Houdini Junior. Salutare, salutare! Uite, arată de ce ai făcut uh, pe episodul trecut! Acum le arăt Houdini Junior. Pe episodul trecut am făcut dulapul acesta pe care le vedeți aici de la intrare, unde ne punem hainele și papucii, iar aici este un loc unde ne putem așeza să ne legăm la șireturi, de exemplu, dacă vrem așa frumos, bam bam bam, te așezi pe el, easy peasy și te legi la șireturi. După care avem baia aici frumos așa cu o cadă destul de măricică, avem și un dulap așa în baie, un covor pufos, un robinet și avem o oglindă după care un vas de toaletă, aici avem uh, una din asta un calorifer și o mașină de spălat. Bun, am vizitat baia, hai să vedem în living ce am făcut pe episodul trecut, da? Uh, avem aici așa un covor pufos alb, după care avem o măsuță de cafea. Măsuța asta de cafea o să fie mai mică decât uh, pare aici așa în uh, Minecraft pentru că trebuie să fie undeva la nivel cu canapeaua ca să poți să spui cafeaua frumușel. Asta este cam înaltă, însă nu am putut să fac altă măsuță. Avem canapeaua turcoaz care este preferata uh, lui Foxy și iată ce mai avem aici. Avem în față încă un covor cu fos, după care avem uh, un șemineu cu televizor deasupra și focul arde în șemineu. Avem și o plantă aici verzulie de decor așa să arate bine și aici avem zona de bucătărie. Da? La zona de bucătărie avem uh, o insuliță și mobilă de bucătărie pe tot peretele ăsta. Aici avem mobila de bucătărie, aici este frigiderul în partea asta, aici este frumos cuptorul electric împreună cu plita electrică, și restul sunt foarte, foarte multe dulapuri, însă toate dulapurile sunt fără mână, adică trebuie să apeși pe ușă și ușa se deschide automat. La fel și aici o grămadă de dulapuri, iar blatul, după cum vedeți, este gri. Grip mai închis așa puțin Nice, arată super bine zic eu Sper că vă place uh, Mie îmi place ce a ieșit exact așa O să avem uh, și în viața reală Momentan nu sunt chiar toate puse Însă avem deja destul de multe puse dintre ele și apropo, aici așa este zona de bar cum ar veni, avem două scaune roz după cum vedeți, frumușele și scaunele sunt mai înalte, însă în Minecraft ne-am putut face doar așa. Aici tot așa este o scobitură ca să poată să intre scaunele sub și să poți să, 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 să spui picioarele, deci cam așa arată livingul nostru. Terasa este aici, încă n-am construit absolut nimic pe ea. Avem terasa frumușică, frumușică, frumușică. Și acum o să mobilăm următoarele camere. O să mobilăm camera de gaming care este aici. Așa, toată camarota asta este camera de gaming. După care o să mobilăm și dormitorul, care este aici. Așa că. Vreau să rupeți acolo butonul de like dacă nu l-ați rupt până acum pentru aceste două camere pentru că sunt foarte importante. Din camera de gaming facem live stream și acolo uh, avem nevoie să fie totul țiplă, băi, să fie totul făcut exact cum trebuie ca să putem să ne desfășurăm activitățile, să putem să facem live-uri uh, și să vorbim împreună cu voi pe live-uri. Uh, iar aici așa în dormitor trebuie să dormim, să ne odihnim și noi. Cu ce să începem? Oare, ia să vedem. Eu sunt live acum în timp ce filmez episodul și vreau să întreb lumea de pe live cu ce să începem? Cu dormitorul sau cu camera de gaming? Ia să vedem. Dormitor sau camera de gaming? Dormitor sau camera de gaming? Ia să vedem. Cine ce vrea? Dormitor sau camera de gaming? Chiar sunt curios. Hai să vedem. Scrieți acum repede în chat. Dormitor sau camera de gaming? Camera de gaming Ia uite băi Eram sigur că toată lumea vrea camera de gaming Hai să vedem Toată lumea vrea camera de gaming Da, toată lumea vrea deci toată lumea vrea camera de gaming Ok Bun, deja camera de gaming este destul de ușor Vine în felul următor Aici avem un, un Din ăsta un birou foarte foarte mare Stați așa A, de fapt uite că am aici astea puse Aici vine un birou foarte foarte mare aproape de zona asta și aici vin calculatoarele puse da undeva jos nu mai am cum să pun calculatoarele însă înțelegeți voi unitățile vor fi puse jos pe pământ iar aici în partea de sus o să vină calculatoarele adică monitoarele facem așa ceva de genul ăsta cred că avem nevoie de un trapdoor și am putea să-l folosim pe ăsta hai să vedem dacă putem să facem așa monitoarele cu trapdoor Chiar sunt curios. O să le facem așa tot cu alt ca să se nimerească. Ia uite da băi la fix băi. Deci o să fie aici un calculator și aici o să fie un alt calculator. Ceva de genul ăsta. Iar aici, aici urmează să punem un frigider. Oare mai putem să mai punem aici ceva? Nu cred că mai putem să mai punem. -a. Deci aici să facem altfel. O să punem aici și asta, și renunțăm la frigider momentan și aici o să punem buton pentru că avem nevoie să punem mouse-ul aici mouse ca să putem să ne jucăm, nu? Punem așa aici un mouse și aici încă un mouse. Ok, nice, super, super. Deci aici avem calculatoarele puse. Frumușel, bam, bam, bam. Deci ăsta e birou super mare și calculatoare. aici ar mai veni un frigider, dar încă nu ne-am gândit exact dacă îl punem aici, așa că o să mai așteptăm puțin. Iar aici va veni o vitrină. Vitrina ca să o fac, o să mă duc să iau un geam de aici. Stați așa că o să iau, uite, un geam de aici, așa de la bucătărie va după puteam să-l caut, da? L-am luat de aici așa. Și aici o să fie vitrină, da? O să facem așa o vitrină destul de măricică. Și aici pe vitrină vor fi uh, puse figurine uh, cu, de exemplu, cu brawleri sau cu personaje din jocuri. Din jocurile pe care le jucăm noi, da? O să avem aici o vitrină super șmecheră. Deci cam așa ar veni camera de gaming și mai avem aici scaunele de pus. Acum la scaune, momentan nu știu ce culoare o să le luăm. Dar eu am momentan un scaun cu negru și cu roșu. Așa că o să-l pun cu... Cu roșu să-l pun oare? Să iasă așa puțin în evidență, dar nu cred că am să vedem Sters. Să în ce culori avem. Da, roșu nu avem decât ăsta așa. Mm, da. Scaunele de gaming încă nu știu ce culoare le luăm. Să vedem. Posibil cu roșu, că e fain și roșu și merge destul de bine, aș zice eu. Ar merge și roșu. Hai să punem roșu. Punem acum ce avem momentan. Și după aceea vedem. Să vedem cum arată. Punem așa două scaune de gaming aici frumos. Bam, bam, bam. Le lăsăm așa roșii. Sau am putea să le punem negre. Ba, nu, dar e fain și roșii. roșu. Nu vă plac astea roșii, oare? Scaunele astea roșii? Momentan eu am un scaun roșu și o să-l folosesc pe ăsta neapărat cu negru. E bine așa, e bine așa. Poate mai cumpărăm unul la fel sau dacă nu vedem noi, schimbăm culoarea. Bun, și ce mai avem acum? Mai avem aici peretele, iar aici în spate la perete urmează o canapea să facem. O canapea gri o să punem aici. Ia uite, punem aici o canapea. Mă gândesc ceva la, de genul ăsta, bam, bam. Bam, bam. O canapea gri aici. Care este destul de Măricica, și zice eu Este cam la fix, se potrivește la fix aici Deci avem aici canapeaua de gaming Aici pot veni de exemplu prieteni și așa mai departe Când o să facem stream, probabil că o să facem stream și împreună cu uh, alți prieteni O să-i chemăm la noi Și atunci o să stea de exemplu pe canapeaua asta de gaming Și se pot relaxa aici Iar voi îi vedeți atunci când facem stream Nice, se uite ce frumos aici Bun, aici în spate O să fie un... Tapet, probabil, sau niște tablouri, o să vedem, un tablou mare sau un tapet cu New york -ul, pentru că îi place foarte mult la Foxy New york -ul, așa că o să punem aici și un tapet frumos cu New york -ul. Din păcate nu pot să sparg și blocul ăsta, pentru că aș și uh, prin uh, bucătărie, așa că o să las numai partea de sus, însă aici o să fie un tablou imens, 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 imens. Bun, uh, ce mai avem acum de făcut aici? Cred că am făcut cam tot momentan aici. Da, va trebui să ne mai punem și butoanele de YouTube undeva. Uite, am putea să ne le punem... Uite, aici am putea să ne le punem în spate. Hai să facem așa. Să punem aici butoanele de YouTube. Frame. Dar nu mai știu cum făceam oare chestia aia, bă. Oare cum făceam eu oare chestia aia, bă. Mm, era o chestie cu, uh, cu care puteai să spui un fel de buton. De YouTube, dar nu mai știu cum o făceam. Să văd dacă găsesc, dar nu cred. Ne uităm aici repede pe jor. A, uite asta, gata, hopă. L-am găsit, frate. L-am găsit, frate. De să nu mai avem nevoie, bun. noi hai să vedem. Acum punem aici butoanele de YouTube. O să le punem aici mai jos. Uite așa le punem aici, ca să se vadă și de pe stream. Așa, bam, bam, bam. Oare am pus bine asta? Așa venia oare? Da, exact. A, nu, invers, bă, invers. Mi se părea mie că am pus ceva dubios. Invers, vine, mă, frate, mă. Invers, vine, mă, frate, mă. Așa, mă, frate, mă. A, laiticule. Așa ar veni. Butoanele de YouTube, ăla Și aici avem butoanele de YouTube. Butonul meu și al Foxy de 100.000 de abonați. Nice. Bun. Deci asta ar fi camera de gaming. Când intre așa frumos, bam, 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 avem o vitrină. După care avem aici așa frumos, ia să vedem. Avem ăsta cum se numește, băi, biroul de gaming. Avem calculatoarele, avem mouse-ul și tastatura, însă tastatura nu pot să o mai pun acum. Și avem aici două scaune frumoase de gaming. În spate este canapeaua, o am explicat, și butoanele de YouTube, după care avem aici așa Sus avem zona în care o să punem ori un tablou mare cu New York-ul, ori dacă nu, o să punem un tapet mare cu New York-ul. Deci, oricum ar fi, o să fie super mare. Așa că, sunt curios dacă vă place să scrieți acolo în comentarii. O să fie cea mai șmecheră cameră de gaming din lume. De-abia aștept să fie gata. De-abia aștept să fie gata complet, băi. Dar cam așa ceva de genul ăsta o să arate. Eu zic că o să arate super șmecher. Ia să ne ce zic persoanele de pe live acum. Scrieți voi acolo pe live dacă vă place sau nu. Eu zic că e bombă rău, băi, camera de gaming. Și va trebui și pe terasă să ne gândim să facem aici și o grămadă de chestii. Pentru că terasa e destul de măricică. Și o să avem de pus și aici o grămadă de nebuni. O să vedeți voi. Nice. Băi, deci deja am mobilat frumușel așa baia. Am mobilat și camera de living. Și bucătăria o avem aici, aici e open space după cum vedeți împreună cu living -ul. Și avem și camera de gaming. A ieșit super și mai chiar zic eu. Putina și ori, cam asta a fost episodul și vulpițelor. Pe următorul episod o să continuăm cu dormitorul. De-abia aștept să îl vedeți și voi. Sper că vă place camera de gaming. Să mi scrieți acolo în comentarii ce părere aveți voi despre camera de gaming. Și cum credeți voi că o să arate dormitorul? Ce culori credeți voi că o să fie în dormitor? Pentru că poate v-ați dat seama Poate că nu, o să vedem. Sunt curios acolo de răspunsurile voastre. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, hudini.insta și foxy.insta, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Salută și tu, Junior, că n-ai prea vorbit astăzi. Salutare, salutare! Eu eram atent la ce explicai tu pe aici, a? a ah, înțeles, Hudini Junior. Ok, bun. Păi, atunci, dacă v-a salutat și Hudini Junior, ne reauzim pe următorul episod. Papa. Pa!